Bună dimineața, Sunt toti la Parastan, gazda noastră în cadrul dimineților cu plus sau o nouă ediție. Astăzi ne ocupăm de revista prese și avem informații din monitorul de Suceava, Crai Nou, dar și de pe Digi24, mai ales de pe partea de internațional. Se întâmplă lucruri interesante în Anglia la momentul actual. Vom discuta aceste subiecte alături de Dragoș Danubianu, analist politic. Bună dimineața! Bună ce viața. mai faceți? ce pot să fac? Sperând că într-o zi de frumoasă de toamnă, cum a fost și ieri, și cu ochii la minunățile astea din presă. Da, sunt câteva lucruri interesante. Se pare că se întâmplă iarăși ceva cu iazurile de decantare. Se pare că niciun sistem automat de monitorizare a stabilității milioanelor de metri cub de steril din iazurile de decantare nu este pus în funcțiune verificările demarate atât ca urmare a solicitării prefectului de Suceavu, Alexandru Moldovan cât și a dispozițiilor Gărzii Naționale de Mediu asupra stării tehnice a iazilor de decantare de pe raza județului, precum și asupra modului de respectare a legislației specifice de mediu și ape arată că la șase din cele șapte iazuri de decantare administrate de SC Conversmin S.A. București există probleme tehnice. Controlul a fost efectuat în perioada 29 august 1 septembrie anului curent de specialiști din cadrul um, SGA Suceava și Comisariatului Județean de Mediu. Concluziile verificărilor au fost făcute publice de Prefectul Moldovan pentru un comunicat de presă. Astfel, la iazul de decantare târnă, Ostra cu o capacitate proiectată de 9,3 milioane metri cubi, în care se află 8,329 de milioane de metri cubi de steril, supravegherea depozitului de steril, vara Târnăcioara cât și a iazurilor de decantare Ostra A, B și C și poarta veche este asigurată de o echipă de intervenție specializată formată din șapte oameni care realizează lucrări de întreținere, adică de comartări, șanțuri, de gardă, refacerea gârdurețelor de coastă și pază. Sistemul de monitorizare, 13 metri și 6 înclinometre, mă rog, se mai vorbește și ce echipamente mai au ei acolo. Se menționează că Ostra A, B și C, închis din anul 1900, 972, cu o cantitate depusă de 1,903.000 de metri cub este asecat și în întregime revegetat, având în același timp un nivel bun de stabilitate după cum au anotat inspectorii. Pentru prevenirea unor dezastre sunt necesare expertize periodice ale stării iazurilor de decantare, iazul de decantare de exemplu Varea Straja Ostaru suprafață de peste 12 hectare și o capacitate de peste 1400.000 de metri cub cantitatea repusă fiind de peste 130.000 de metri cub aici sunt în derulare lucrări de punere în siguranță și reabilitare ecologice aceasta fiind motivul pentru care sistemul de monitorizare a fost scos din funcțiune și monitorizarea este realizată de către constructor se mai vorbește și despre iazul de decantare cantare Dumitrelu din fundul Moldovei. Se pare că Galeria Hidrotehnică de Evacuare a Apei din Bazinul Pârâul Dumitrelu prezintă acumulări ale sedimentelor care sunt la un nivel de atenționare, adică colmatare parțială de aproximativ 75-80%. Supravegherea depozitului de steril este asigurată de o echipă de intervenție formată din 5 oameni, dar sistemul automat de monitorizare a stabilității iazului nu era funcțional la momentul controlului. Și se vor mai vorbește că din anul 2021 nici în 2022 nu s-au prelevat probe de apă de către laboratorul acreditat. Prefectul a arătat că pentru iazurile din Dealul Negru și Bârul Cailor există din 2010 o hotărâre de guvern pentru aprobarea finanțării din fondul pentru media a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier. Prin acest act normativ s-au alocat 27 milioane de lei cu termene de începere a lucrărilor în 2016, finalizare în 2018, dar demersul legislativ nu s-a concretizat, lucrările nefiind demarate nici la această dată. Există și o declarație a prefectului Moldovan, toate măsurile stabilite de către specialiștii SEGUEA, SUCEAVA și GNM, adică de la Garda Națională de Mediu și uh, Consiliul Județean se uh, regăsesc în documentele de control încheiate în anii anterior, fiind cu atât mai actuale cu câtodată cu trecerea timpului este absolut necesar a cunoaște modul de comparare a acestor amenajări în vederea preîntâmpinării producerei unor dezastre a sublinea prefectul de Suceava Da, problema nu este de joacă pentru că aceste iazuri de decantare sunt bombe cu ceas, oricând putând să apare probleme majore. Asta în condițiile în care, dacă este să fim obiectivi, societatea comercială Convers Minesa, care este a statului român, în subordinea Ministerului Economiei, nu prea și-a făcut treaba în ceea ce privește administrarea acestor, pentru că toate aceste șapte iazuri de decantare, rezultate după închiderea uh, exploatărilor miniere, în general de neferoase nefer și din zona Tarnița și din zona fundul Moldovei, Cârlibaba și din zona bazinului Doanelor, cât și cele de sud de acolo, au fost, uh, au fost uh, lăsate de izbeliște. Ai văzut că este un exemplu acolo care spune foarte clar că deși au fost prevăzute sume destul de importante pentru închiderea unei din ecologii dintre ele, încă din 2018 lucrarea l-a mai fost executată. Sigur că explicația e foarte clară, totul vine de la lipsa fondurilor. Deci Ministerul Economiei nu a bugetat corespunzător convers minu astfel încât să poată executa aceste lucrări acolo unde sunt montate sisteme de monitorizare automată, normal ar fi ca ele să funcționeze iată că nu funcționează la 6 din 7. la unul mă rog, la unul este o discuție acolo că se, se fac niște lucrări și monitorizarea e făcută de către constructor dar în rest, conversminul ar trebui să uh, ia serios problema în considerare și problema nu e numai în județul Suceava cam peste tot, pentru că conversminul se ocupă la nivelul întregii țări de uh, administrarea acestor situații uh, după închiderea uh, minelor. Uh, nu poate decât să ne îngrijoreze pentru că o catastrofă ecologică este oricând posibilă în condițiile în care iată lucrurile sunt așa cum sunt ele. Faptul că s-au făcut controle care controlele astea de acum nu fac altceva decât să uh, întărească uh, rezultatele controlelor din anii precedenți. Deci instituțiile abilitate își cam fac treaba. Și Garda Națională de Mediu uh, și acolo unde este cazul alte structuri uh, verifică periodic și sigur încheie niște acte de constatare care se iau și măsuri, numai că acele măsuri nu sunt duse de îndeplinire de min și sigur că acum nu trebuie să dăm cu piata doar în min. problema este legată de faptul că aceste cheltuieli de mediu legate de închiderea a tot ce a însemnat industrie miniere România sunt foarte costisitoare sunt uh, greu de bugetat în interiorul uh, bugetului pe care îl administrează Ministerul Economiei unele s-au mai făcut cu fonduri europene, s-au mai făcut cu alte chestii, dar una peste alta avem în cârcă, noi, societatea românească, această problemă pe care trebuie să o tratăm cu responsabilitate pentru că altfel, oricând, cum spuneam, acestea sunt bombe cu ceas, bombe ecologice cu ceas. Mergem mai departe. Deputatul Ioan Bălan cere stoparea exodului personalului medical din județ și din țară. Deputatul PNL de Suceava Ioan Bălan adesa a ministrului sănătății Alexandru Rafila și a cerut opinia avizată despre actul, acuzitarea deficitului de personal medical în unitățile sanitare din județul Suceava, dar și din țară. Citez, în ciuda majorării salariale operate în ultimii ani pentru personalul medical din sistemul public și a investițiilor realizate de Ministerul Sănătății și de autoritățile administrației publice din județul Suceava, deficitul de personal medical nu s-a redus, ci din potrivă are tendința de a se acutizată de la an la an. Criza de medici specialiști se manifestă mai puternic în spitalele din subordinea autorităților administrației publice locale, motiv pentru care, pentru anumite afecțiuni din lipsa medicilor specialiști, pacienții sunt transferați la 10 de kilometri distanță, crescând conferința și uh, suferința bolnavilor, riscurile asupra sănătăților și supraaglomerarea în alte unități sanitare. Spre exemplu, Spitalul Municipal din Vatra Dornei sau cel din Câmpulul Moldovenesc sunt spitale amplasate în zone cu mare flux de turiști, care registrează deficite de medici pentru unele specializări, a arătat Ioan Bălan. Deputatul Sucevean a mai amintit că declarațiile recente ale președintelui colegiilor Medicilor din România, potrivit cărora migrația tinerilor medici români în străinătate este un proces care nu s-a diminuat, impune o analiză foarte atentă asupra motivelor care determină personalul medical din țara noastră să părăsească țara. În acest context, Ioan Bălan vrea să afle dacă au fost declanșate evaluări pentru a identifica motivele pentru care medicii tineri continuă să părăsească sistemul public de sănătate din România și evită să ocupe locuri vacante în spitalele municipale orășenești. De asemenea, parlamentarul sucevean a întrebat ce măsuri stimulative are în vedere Ministerul Sănătății pentru a determina tinerii absolvenți a Universităților de Medicină să practice și în spitalele mai mici, municipale sau orășenești, pentru a compensa deficitul de medici specialiști. Da, acum, domnul Bălan le știe pe toate și le întreabă pe toată lumea că asta este activitatea domniei sale. E, hai să fim serioși, deci nu mai este situația care a fost acum câțiva ani în sistemul medical. De altfel, se și vede că e, a scăzut această, această fugă în străinătate a tinerilor medici, în condițiile în care, în momentul de față, Salarizarea în domeniul respectiv este una atractivă pentru că, să ne uităm, poate ești mai bine plătit afară, dar acolo și costul vieții este mult mai ridicat. Plus că, la bine, pentru un medic nu este o problemă să, să stăpânească uh, foarte bine o limbă, că nu poți să fii medic uh, fără să cunoști limba pe care pacienții o, o, o vorbesc. Uh, ce se poate face? Păi nu se poate face mare lucru. Adică, mai mult decât atât, decât oh. creșterea salariilor și dotări, care de bine-de rău s-au făcut. Ai văzut și la Suceava și la Botoșani și peste tot. Și chiar la orașele mici, uite, este spitalul nou de la Fărticeani. Deci, de făcut, sub aspectul ăsta s-a făcut mai mult, dar atâta nu prea e ce face, pentru că nu ai consentii cu forța. A, ar fi altceva dacă ar exista, pentru că învățământul. În domeniul medical este, este foarte costisitor. Dacă atunci când intră în, în. și taxele sunt neacoperitoare, statul vine și investește mult în, în educarea tinerilor medici, nu numai la medici. Dacă îi impune un contract ca un număr de ani să rămâi în țară, dându-le și niște facilități sau ai, ai, aduce taxele la medicină la nivelul celor care sunt prin alte părți. Că la noi taxele sunt foarte mici. Și la cei cu taxă, nu mai vorbesc la cei fără taxă. E atunci s-ar putea pune problema altfel. În caz contrar, nu ai ce să faci. Bun, acum e foarte clar că vezi, bine, sunt probleme, ai văzut pe anumite specialități, chiar și la nivelul unui spital județean, chiar și la Suceava sunt Locuri destul de multe vacante pe anumite specialități, nu pe toate. Dar problema majoră este cea legată de spitalele mici, spitalele municipale și orășănești. Se zice bine acolo despre Câmpunul și Vatra Doamnei, care, ca să nu mai vorbesc de gura humorului, care are această problemă majoră. Anumite specialități sunt total descoperite și sigur că în aceste condiții cazurile aferente ajung să supra solicite spitalurile județene sau mai curând spitalele mari clinice din, din, centrele mari universitare care oricum au o adresabilitate foarte ridicată. Problema e foarte clară. Întregul lanț al, de la medici de familie până la medicii specialiști din spitale necesită o, o recalibrare astfel încât să se, uh, real, rezolv, să se realizeze o acoperire uniformă a tuturor acestor verici și cu rezolvarea cazurilor în funcție de gravitatea lor la nivelul fiecărei verici. Asta, asta, este situația. Acum domnul Bălan, cum neobișnuit, el tot întreabă, nu prea să se răspunde, că na, la câte întrebări pune dumneavoastră ar trebui jumătate de guvern să, să stea să-i răspunde lui Bălan. Uh. Poate o obligativitate să rămână studenții care. Păi au zis, asta am spus, dar da, asta mai... este foarte complicat să faci. Deci, pe de-o parte, să duci taxele acolo unde sunt, la medicină, da? și uh, în condițiile astea, cei care nu pot să le suporte, să aibă un contract uh, cu statul ca un număr de ani să. Asta ar fi o modalitate. Dacă asta vine cumva în. În, în contradicție cu ceea ce suntem noi obișnuiți cu învățământ, în învățământul superior. Deci, de regulă, marea majoritate a, a taxelor, a locurilor sunt bugetate, deci sunt fără taxă, iar cele bugetate sunt la un cuantum modest față de costurile care sunt datorite faptului că, na, și Capacitatea familiilor de a susține material studenții este redusă. Deci ne aflăm departe de situația care este în, în țările din Occidentale, unde taxele sunt sus, unde există însă posibilitatea ca să închei un contract, fie cu statul, fie cu, cu o firmă privată, care să te ajute să-ți să acopere taxele pentru pregătirea ta. Fără chestia asta, n-ai cum să o oprești. Adică, oamenii au terminat, vai frumos. Diploma este valabilă în nu știu câte țări? Da, de toate. fapt, medicii totdeauna au așa un proces migraționist. Vedem că medicii români pleacă în alte țări, nu știu, în Franța, în Anglia, și de acolo pleacă medici în alte țări unde poate au locuri în da, spitale este mai este de top. Și Este libertatea de a te. Asta, bun, acum la noi situația devenise în urmă cu câțiva ani, când până la urmă s-a luat acea măsură a creșterii corespunzătoare a veniturilor și nu mă refer doar la medici, ci și la pe, personalul asistente medicale, personalul cu studii medii, care plecau pe capete, plecau poate chiar mai mult decât medicii plecau asistentele medicale. Ei, de bine de rău, acum cu salarizarea asta, care este generoasă, în raport cu salariile din România, mă refer, sigur că este sub cea de afară, mai mult de atât nu se poate face, adică oricât se pare că oricât le -ai crește, până la urmă, sunt unii care tot li s-a pus pata să meargă și se vor duce. Sigur că acolo este altă lume, trăiesc în alte condiții, că dacă ești aici, medic la spital, chiar dacă îți dă un apartament când ești, când ești repartizat aici, când ocupi postul este un apartament la ANL-ul ăla care arată groaznic de urât, tot pe drumurile astea și tot în, în mizeria asta trăiește. În comparație cu uh, modul în care poți trăi în altă parte. Sigur că este în altă parte și există o presiune acolo de adaptare la alte condiții, la alte obiceiuri, depărtarea de familie, de apropiați, este o problemă. Dar mulți, sigur că medicii sunt oameni care au o capacitate deosebită de a învăța și de a se adapta și atunci, sigur că ei, mai ușor decât alte categorii socioprofesionale, pleacă în afară. Dar, bun, la fel te poți întreba de ce îți pleacă aceia care știu să lucreze în construcție, ăia care știu să lucreze în agricultură și așa mai departe. E foarte clar, câte vreme la noi nu numai salariile sunt mai jos, dar și nivelul de trai și nivelul de, de, de confortul cotidian este mult afectat de nenorocirea de pe străzile noastre, de, ca să nu mai vorbesc de situația din multe comune, atunci e normal să-ți plece. Știi? Pleacă la mai bine, nu pleacă, de, 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 nu pleacă nimeni de, de bine. Pleacă de rău dacă are de plecat. Asta e sigur că trebuie instituțiile specializate în fiecare domeniu, trebuie să se, să se implice în a, a, crea condițiile astfel încât uh, Dar să interesant este aici. că vorbește de personal medical, nu vorbește neapărat doar de doctor, vorbește cred că și de asistente. Da, vorbește și de asistente, sigur că da, dar la asistente chiar acolo s-a curmat, deci nu mai este exodul care a fost. Și vezi că, na, posturile la asistente nu prea sunt multe vacante. La medici, problema este la medici, specialiști, acolo e problema. Deși na, nici la celălalt, nici la. nu, nu sunt. Uh, uh, nu-i bătaie nici măcar la specialitatea asta de medic de familie. unde Asta va fi marea problemă, că practic e depopulată prima vărigă, aia de la care începe actul medical, da? Când ai un medic care are peste 1500-2000 de pacienți, deja calitatea actului medical e scăzută. Ca să nu mai vorbim de situația în care sunt comune întregi, care. Nu mai au medic de familie. Este o mare problemă. E Poate asta e la fel de mare ca și problema cu medicii specialiști care, sigur, pe anumite specialități, știm noi pe UPU, pe ATI, nu prea sunt. Sunt locuri vacante și sigur că se creează un disconfort și o nefuncționalitate, chiar dacă vrei, la anumite compartimente, chiar din spitalele județene ca să mai vorbesc de spitalele mai mici, orașenești și municipale. Da, o să luăm o scurtă pauză de publicitate și când ne întoarcem o să vorbim un pic despre o declarație a Mirele a Domnicăi care asigură pe pensionar că pensiile se vor majora cu cel puțin 10% de la 1 ianuarie 2023. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim imediat în cadrul părții a doua dimineților cu plus. Imediat!